Bună ziua, domnule inspector școlar, general al județului Timiș. Haideți să vorbim despre problema care arde în momentul de față. Suntem în ziua în care guvernul ar trebui să decidă redeschiderea școlilor, cel puțin a ciclului primar. Ce se întâmplă în momentul de față? Cum stăm în Timiș în momentul în care acest scenariu devine, din data de 8, plauzibil? Da, trebuie să recunoaștem că în acest moment întreaga comunitate, cu siguranță, la nivelul județului Timiș își dorește să, în proporție foarte mare, peste 90% își dorește să înceapă cursurile și mă gândesc aici la elevi, mă gândesc aici la părinți, mă gândesc la profesori. Sigur, sunt situații specifice și referitor la elevi și la profesori, în sensul în care avem boli cronice, dar aceasta este o altă speță și cu siguranță găsesc soluții și la aceste situații. Spuneam că presiunea este foarte mare pentru că activitatea didactică online și-a arătat limitele. Chiar dacă am încercat cu toții să dăm sens educației în modul online, din acest moment putem spune că elevii au suferit. Se vede din mai multe perspective. Prima perspectivă legată de situația elevilor la învățătură, final de semestrul al doilea, am avut o situație în care numărul elevilor care aveau situația la învățătură neîncheiată era de 3 ori mai mare decât aceeași perioadă anului trecut. Este un punct care l-am gestionat în sensul în care am diminuat și am reușit să încheiem situația la foarte mulți elevi, dar au rămas un număr de asemenea mare de elevi cu situația școlară neîncheiată, fapt pentru care legislativ și regulamentele au fost modificate în această perspectivă. În primele două luni ale semestrului al doilea avem posibilitatea de a reevalua elevii și de a le încheia situația astfel încât să intre într-un ritm firesc, normal. Ne-am dorit cu toții ca toată perioada semestrului al doilea să avem activitate față în față. Dând la o parte această perspectivă, sigur ne întoarcem la perspectiva elevilor care au fost tot timpul în activități online, pentru că dacă am avut și am reușit să sintetizăm conținuturile, cunoștințele au fost undeva într-un mod sintetizat, undeva competențele elevilor au fost, le-am atins în mare, avem o problemă legată de socializare, de socializarea din perspectiva elevilor, de orice vârstă ar fi ei, și socializarea profesorilor, nevoia de comunicare, care se răsfrânge dintr-o perspectivă a elevilor în probleme legate de sănătate mentală. Adică avem situații în care foarte mulți elevi au discuții cu psihologii, au întâlniri la cabinetele psihologi pentru că e identificat această problemă și n-ar vrea să trecem foarte mult în această zonă pentru că, iată, am dat sens educației, dar în același timp putem să creăm probleme pentru o generație care este de sacrificiu și n-ar vrea să fie compromis. Ați atins acest punct foarte sensibil, pentru că se fac studii în toată Europa, în toată lumea, apropo de problemele de natură mentală pe care le au copiii după aceste aproape un an de zile, de 7-8 luni. Aveți un număr oarecare? Adică sunt sute de cazuri de copii care au ajuns să apeleze la psihologi? Adică care ar fi procentul, să spunem, între școlarizabili? Nu am făcut o astfel de statistică și nu cred că am reușit, pentru că avem semnale, în schimb, de la părinți, pentru astfel de cazuri. Mai statistica nu putem realiza pentru că e chestiune legată de confidențialitatea informației. Fiecare familie, fiecare părinte își dorește ce mai bine pentru imagine și pentru copilul propriu, așa că nici nu ne-am dorit să facem asta, dar semnalele sunt foarte clare și din perspectiva discuției pe care le avem cu psihologii școlari, există un astfel de val, aș spune, la nivelul sistemului de învățământ în general, nu neapărat la nivelul județului Timiș. Cu acestea fiind spuse, mesajul este un foarte clar, școala trebuie să înceapă nu în orice condiții, ci respectând, evident, ceea ce noi știm deja și avem experiența aceasta debutului de an școlar, respectând regulile care sunt impuse de viitorul ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății din perspectiva începerii sau debutului de semestru al doilea. Și mă refer aici la ceea ce înseamnă circuitele, reguli la nivelul unității de învățământ, purtarea măștii, stocurile de materiale care sunt asigurate la nivelul unităților de învățământ. În acest moment vă pot spune cu certitudine că la nivelul județului Timiș unitățile de învățământ sunt pregătite să înceapă activitatea didactică online, sigur respectând tot ceea ce prevede ordinele comune și respectând regulile unităților de învățământ impuse de regulamentele școlare și de situația actuală. Domnule inspector, în Timișoara sunt convins că stăm mult mai bine pentru că sunt școli care au condiții, dar vă întreb cinstit, că sunteți un om onest,
și în județ, în comune, în sate, unde sunt condiții mai precare, sunt asigurate toate acele detergenți, dezinfectanți, știți care se practică, adică vă bazați pe acest lucru că nu se va întâmpla altceva? În acest moment vreau să vă spun că sistemul subsistemul preuniversitar din județul Timiș a fost interogat de către inspectoratul școlar. Avem situația stocului la nivelul fiecărei unități de învățământ. Este asigurat stocul de la, pentru activitățile didactice de la 2 săptămâni până la 3 luni. În unitățile de învățământ în care stocurile nu sunt asigurate, inspectoratul școlar are stocuri suficiente pentru a suplimenta stocul la nivelul unităților de învățământ și, în plus, unitățile administrativ-teritoriale, din relația care am avut-o cu primarii și discuțiile am avut cu ei, sunt în măsură să suplimenteze stocul dacă va fi nevoie. Deci, din perspectiva stocurilor, a materialelor, a măștilor, județul Timiș este pregătit pentru începerea anului școlar. Dacă ne referim la infrastructură, tot ce înseamnă stocuri. Dacă ne gândim acum la perspectiva procesului didactic, aici sigur că avem mai multe situații. Avem situații în care profesorii vor veni în fața elevilor, elevii vor veni la unitatea de învățământ, actele va fi față în față, dar avem și situații pe care cu siguranță găsim soluții și avem posibilitatea să le gestionăm. Și mă refer aici la cadre didactice care, din diverse motive de sănătate, nu pot să participe la activitățile le și didactice. Teamă, pur și simplu, că trebuie să o spunem. Unor le frică să apară fizic în fața. Undeva temerea asta vis-a-vis de frică a trecut, pentru că suntem și într-un proces de vaccinare, dar vom discuta și despre acest lucru. Și în același timp, temerea cumva a scăzut, dacă pot să numesc așa, ne gândim numai la profesorii care au probleme și boli cronice, probleme de sănătate, și la ei ne este gândul, pentru că orarul unității de învățământ trebuie să se adapteze astfel încât elevii care fac ore cu profesorii care au boli cronice trebuie să desfășoare în mod online. Și atunci o zi probabil va fi alocată acestor profesori, astfel încât elevii vor fi acasă și predarea se va face online. Astfel încât să nu bulversăm întregul orar și întregul proces de învățământ pentru o oră care este disipată undeva sau câteva ore disipate în orar, să intre și să iasă din modul online la o întâlnire sau să intre la o întâlnire cu profesorii. Avem situația aceasta și este, o avem nominal, o avem statistică la nivelul unităților de învățământ. Chiar mâine vom avea o întâlnire cu directorul unităților de învățământ pentru a reconfigura și a întări regulile pe care noi le-am stabilit la nivelul inspectoratului școlar. O întrebare și apoi probabil colegul meu. Apropo de vaccinare, foarte important, s-a început în forță. Știu inclusiv cazul nostru la medicină. Cei care s-au înscris în decembrie au făcut deja primul vaccin. Numai că, din păcate, acum, de exemplu, și cazul meu, nu intră în subiect, dar sunt acolo profesor, am rămas amânat pentru luna martie, deci primul. Ce se întâmplă în cazul meu la preuniversitar, pentru că mulți, probabil, cam care e procentul de vaccinare în primă instanță în școlile din Timiș? Că și asta contează, apropo de ce spuneați, de liniștea profesorului, de siguranță. Noi am făcut vaccinul, acum pot să apar în fața copiilor. Îmi cade masca într-o secundă, nu se întâmplă nimic, nu mi-e teamă că îmi strănută copilul în față. Sigur, aș putea spune că în urmă cu 2 săptămâni eram puțin negășit de reacția unităților de învățământ de a-și introduce profesorii pe platforma a înscrie și a-i programa. Sigur, cu toții am constatat lipsa stocurilor vis-a-vis de vaccin, cu repercusiunea asupra întregii populații din categoria a doua și evident și asupra profesorilor, pentru că s-a încurajat cu această sincopă și turismul pentru vaccinare. Pentru că avem profesori care merg în alte localități, nu neapărat în județul Timiș, ci în afara județului Timiș pentru a se vaccina. Asta înseamnă un interes crescut pentru vaccinare din partea profesorilor, ceea ce este un plus. Dacă ne referim la statistica la nivelul județului, vreau să spun că prima statistică am dat-o luna decembrie și aveam undeva aproape de 50% dintre profesori, sau mai bine zis personalul din educația din preuniversitarul din Timiș, care dorea să se vaccineze. Deci peste 50%? 49,76%. Era procentul celor care de 50 era prima interogare, după care sigur tendința aceasta de a se vaccina a crescut, dorința a crescut. În acest moment ne aflăm undeva la aproape de 65% dorință de vaccinare în față de, și vorbim dorință de vaccinare. Asta înseamnă că avem profesori care sunt încărcați pe platformă, unii dintre ei sunt programați, unii nu sunt programați, pentru că, după cum știți, e un interval acum, o sincopă de 2 săptămâni în care se amână vaccinarea pentru cei care sunt etapa a doua și sunt luați în calcul numai
persoanele care au peste 65 de ani și au comorbidități sub 65 de ani. Și în această perspectivă, sigur că ponderea cea mai mare de vaccinare este la nivelul județului, la nivelul Timișoarei, pentru că un număr de 3.800 aproape de cadre didactice și-au dorit se vaccineze, dar în aceste, deci undeva la 7-7% din personalul din educația din Timișoara își dorește vaccinarea, da. Dorința este de vaccinare și pozitiv trendul. Din păcate, un număr foarte mic s-a vaccinat în această perspectivă și ajungem undeva la un procent de 20% din cei 77%. Deci doar 20% la ora de față s-au vaccinat în primă instanță, cel exact. Puțin. Și suntem în Timișoara, suntem în zona de stand-by, pentru că, așa cum am zis, s-a amânat cu 2 săptămâni decizia. Ce este îmbucurător, faptul că s-au creat 3 circuite sau 3 fluxuri în Timișoara și în Timiș, 2 în Timișoara și 1 la Lugoj, speciale pentru profesori și pentru personalul din educație, ceea ce e un lucru benefic pentru cele 2 săptămâni care vor urma. Întrebare în completare. Aveți informații că peste aceste 2 săptămâni profesorii vor intra, mulți dintre ei, în faza de vaccinare a doua? Adică aveți informații că au venit doze de vaccin sau vor veni? Informațiile, stocurile, după cum știți, au acum o zi sau două au apărut deja stocul pe Timișoara, 20.000, suficiente pentru că vorbim de zonă regională. Nu știu dacă vor fi suficiente. E greu să vă spun, pentru că nici nu sunt măsurăți vă astfel de informație. Nu mă gândeam că vă transmis prin inspectorate, intră în martie sau în februarie. După cum ați văzut, zona de vaccinare este undeva, aș putea spune, descentralizat, adică instituțional, fiecare unitate de învățământ gestionează lucrurile. S-a văzut și am spus că sunt puțin supărat pentru că unități de învățământ n-au reacționat foarte repede. Asta e și dovada unei lipse a autonomiei preuniversitar, da? Unei culturi organizaționale care să fie preocupată de resursa umană, da? Pentru că sunt directori de învățământ care au reacționat târziu. Ori așteaptă așteaptă un mesaj. Un mesaj, da. Asta înseamnă sistemul centralizat și, din păcate, suferim aici, dar încercăm undeva să învățăm pe profesori să pescuiască, nu să le dăm peștele între ghilimele vorbind. Cu ani în urmă era un sistem, poate era bun, poate mai puțin, dar funcționa. Școlile aveau medic școlar. Numărul lor a scăzut foarte mult în ultimul timp, din diferite motive. Care e mai situația actuală și dacă se mai poate cumva îmbunătăți cât de cât? Că știu că procentul este mic de medici în școli. Da, e adevărat. Aveți dreptate. E o constatare noastră pertinentă și întrebarea e una firească. Medicină școlară mai avem, sau medici școlari mai avem în Timișoara și în Lugoj. Sigur, majoritatea sunt în Timișoara, unde sunt cabinete medicale la care s-au arondat unități de învățământ, mai multe unități de învățământ. Nevoia este mare și trebuie să recunoaștem acest lucru. Dacă Timișoara și Lugoj există medici școlari, în restul celorlalte unități de învățământ din județul Timiș nu există niciun medic școlar. Foarte grav. E un lucru grav și constatat, ce înseamnă lipsa doctorilor. Da? Constatat acest lucru la debutul anului școlar următor, când nu eram în stare să facem un triaj epidemiologic pentru că nu aveam medici. Sigur, am apelat la medicii de medicină de familie. Până la urmă am găsit împreună cu DSP-ul varianta și profesorul de biologie și profesorul de sport, pentru că aveau câteva cunoștințe în zona, să spunem, anatomiei undeva, studiaseră în facultate. Am găsit soluție, dar în același timp trebuie să recunoaștem că este o mare problemă. E o chestiune care ține de resurse, în primul rând, și mă refer aici la resursa umană, la infrastructură, atât la nivelul comunității, pentru că vorbim de un cabinet școlar care ar trebui să fie unitatea de învățământ, exact. O arondare probabil, nu putem să facem cabinet școlar în fiecare unitate de învățământ, dar și pe această care mulțumesc și domnului rector de la profesorul universitar Tavi Crețu de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara pentru sprijinul pe care ne-a dat, pentru că ne va ajuta în perioada următoare pentru a face un screening la nivelul județului din perspectiva relației cu DSU, pentru că trebuie să urmărim anumite aspecte. Sprijinul constă în voluntariatul pe care îl oferi studenții la medicină. În etapa următoare vom avea discuții cu dânsul, ne-a asigurat de sprijin, nu se pune problema, pentru că un alt fel de screening ne va da și niște perspective la nivelul comunității și unde să intervenim. Prevenția e cea mai importantă și politice publice în sănătate sunt decisive, mai ales că la această vârstă, în zona rurală, nu există niciun fel de screening. Nu există persoane că să realizeze acest lucru, toate că noi ar trebui să avem un inventar anual
al elevilor, afară de triajul care se face, sunt chestionare care se aplică vis-a-vis de diverse boli care le pot avea sau le pot în timp dezvolta elevii din zona rurală sau urban mică. Pentru că în zona de urban mare și mă la cele două municipii avem această perspectivă, chiar dacă și aici este numărul de medici de familie diminuat. Avem la nivelul Timișoarei, cred că avem 77 de medici, la 50% din populația școlară a județului Timiș se găsește în Timișoara. Adică foarte, foarte puțin. Adică noi vorbim de sănătate, dar de fapt nu coborâm acolo la firul. Aici ar trebui să se revină cumva la anii 80-90, vă amintiți că știm, suntem de apropiați ca vârstă, când aproape orice școală avea un cabinet unde venea o oră, două pe zi, exact, un medic de specialitate și... Exact. Poate medici, o colaborare cu ministerele. Medicii de familie nu fac față la situație și într-un context în care medicina de familie este gândită, să zicem, ca un business, da? Și sunt și în zona rurală și urbanică, sunt și orgolii între autoritățile publice locale și medicii de familie, pentru că discutăm de infrastructură, de cabinete, de lucruri care undeva sunt detașate de ceea ce înseamnă școală. Și într-adevăr suferim aici și e un semn de întrebare foarte mare, dar repet, aceasta e soluția pe care ne-am găsit-o rapid, pentru că e nevoie de politici la nivel național pentru a rezolva această problemă. Și ca o completare la întrebare, situația cu medicii este complexă și cam slăbuse stă, dar inspectoratul școlar sau conducerile școlilor, da, la nivel de inspectorat, ar avea posibilitatea măcar asistenți medicali să angajeze sau să iei sub o formă de plata cu ora? Deci dacă nu e un medic, cât de cât ar fi bun și un asistent care are aceleași cunoștințe într-o limită mai redusă. Sigur, când vorbim de medicină școlară sau de medic școlar, ne-ai gândit și la asistent, pentru că chiar dacă nu este un medic, e asistent, ok. Chestiunea este următoarea. Finanțarea per capita vizează tot ceea ce înseamnă proces de învățământ și anume personal didactic din învățământ. Zona de asistenți medica sau medici școlari nu intră în ceea ce numim noi zona de didactic, de proces didactic. Atunci, singura variantă și o variantă plauzibilă este ca autoritatea publică locală să angajeze un astfel de asistent sau un medic, să-i ofere spațiu unitatea de învățământ și finanțarea să vină prin primării, dar și primarii au o problemă și înțeleg cumva, pentru că toată lumea le cere. Unitatea de învățământ le cere, sănătatea le cere, nu au cum să acopere bugetele din această perspectivă. Și atunci, sigur, toată lumea se îndreaptă mai departe, la un alt nivel, nivelul județean sau nivelul național și mă gândesc aici la guvern. Cu alte cuvinte, identificarea resurselor pentru a introduce asistentul medical școlar sau medicul școlar este marea problemă. Declarativ lucrurile stau foarte bine, declarativ. Dar de la declarații până la ajunge a finanța o astfel de activitate este foarte mult. S-a văzut și în demandarea asta cu COVID-ul, din păcate, că primarii n-au mai dorit să contribuie cu centrele. Bun, să revenim, pentru că asta e subiectul foarte importantă, partea medicală, mai ales că vedem ce se întâmplă când ne lovește o pandemie. Că până acum noi nu credeam că nu mai avem nevoie de medici, de familie, de medici de circumscripție medicală sau în școli, cum erau pe vremuri. Astăzi primarul Dominic Friț a declarat că în viziunea lui ar fi mai ok o deschidere etapizată a școlilor în Timișoara și în Timiș. În Timișoara se referă dânsul. La fel ați amintit și dumneavoastră, se prevede un astfel de scenariu că vom deschide din 8 februarie înainte de toate sau mai întâi partea primară, 1-4, clasa 0 și 1-4 și abia apoi liceu și gimnaziu. Cum vedeți dumneavoastră? Sunt măsură să vă spun că astăzi am făcut o simulare la nivelul întregului județ, ținând cont de indicele de infectare la 1000 de locuitori. Cele două municipii, Timișoara și Rugul, se găsesc în scenariu roșu dintr-o perspectivă a indicelui. Ca atare, dacă corelăm cu ceea ce am discutat cu ministerul și cu siguranță se va întâmpla de luni, și anume, în scenariu roșu merg la școală numai învățământul preșcolar, adică grădinițele și învățământul primar, asta înseamnă undeva
și o etapizare, pentru că învățământul gimnazial și liceal nu va veni în Timișoara și în Lugu, unde avem 60% populația școlară. Ceea ce înseamnă că intrarea într-o zonă de normalitate față în față se face încet în cele două municipii și poate este bine acest lucru. Nu că n-ar fi unitățile de învățământ pregătite, dar undeva gândiți-vă ce înseamnă un debut de semestru după o perioadă foarte lungă în care n-am avut decât activitate online. Va fi pentru Timișoara, mobilitatea va fi la maxim, da. Unitățile vor fi aglomerate la debut și așa mai departe. Undeva suntem singurul județ din România în scenariu roșu. Este, aș putea spune, partea pozitivă pentru educație, pentru că revenim numai cu învățământul preșcolar și învățământul primar. Pe măsură ce coborâm la un alt indice, la un alt scenariu galben sau verde, cu siguranță mergem și la celelalte unități de învățământ. Și aș vrea să repet aici scenariile, așa cum sunt ele, vorbind de scenariul verde în care toți elevii sunt la școală, de la învățământul primar, preșcolar, primar, gimnazial și liceal, scenariul galben în care preșcolarul și primarul este la școală și clasa 8-a și a 12-a și roșu, așa cum se află Timișoara acum, numai învățământul preșcolar și primar vor începe cursurile. Aș vrea să punctez un detaliu aici. Sigur, ce se va întâmpla dacă va fi în carantină? Sperăm să nu se întâmple acest lucru. Sigur, acesta e al patrulea scenariu, dacă pot spune așa, în sensul în care toată activitatea se mută din nou în online. E și un mesaj pe care l-aș da membrilor comunității. Este foarte important educația, dar depinde de fiecare dintre noi, de modul în care respectăm regulile, de modul în care ne respectăm noi vis-a-vis de celălalt. Dacă noi respectăm regulile, fiecare dintre noi respectăm, cu siguranță ne vom întoarce cu toții la școală, ceea ce ne dorim. Școala dă sens comunității. E una dintre instituțiile puternice pe care trebuie să ne bazăm. Aș mai avea două întrebări și cred că nu știu dacă Titi, colegul. Una ar fi, apropo de abandonul școlar, care e o mare problemă la nivelul României, mai ales în județele sărace. Cum stăm în Timiș, domnule inspector? Care e situația, mai ales cu această pandemie? Sunt copii care au renunțat realmente să mai participe la cursuri online la țară, în județ sau chiar în Timișoara? Aveți niște date? Pentru că ăsta e un fenomen foarte grav, care va afecta pe termen lung această țară. Da, sigur. Există o tendință de abandon școlar, cum trebuie să recunoaștem în primul semestru. V-am spus și dintr-o perspectivă a situației școlare neîncheiate la învățătură, care este de 3 ori mai mare decât aceeași perioadă. Cifre, ce înseamnă în cifre? Aveți înseamnă estimare? La nivelul județului, dacă aveam 155 de elevi în urmă cu un an de zile care aveau situația școlară neîncheiată, acum suntem de 3 ori mai mult, aproape spre 500. Este o tendință de abandon, da, dar dacă nu suntem atenți, cu siguranță vom ajunge la abandon. În acest moment suntem în aceleași limite ca și în anii trecuți a abandonului, dar dacă nu suntem atenți acum, vom ajunge la abandon. Gândiți-vă, 500 de elevi la o medie de 25 de elevi în clasă înseamnă 20 de clase, aproape o școală generală. Măsurile care vor fi luate la nivel național, pentru că vor fi luate și știți foarte bine și am auzit în spațiu public și mesajul ministerului și a domnului ministru, este acela de programe remediale, care cu siguranță vor recalibra revenirea la școală, vor recalibra nivelul de cunoștințe ale elevilor și vă pregăti atât pentru un final de an bun și pentru examene naționale. Tocmai aceste programe remediale vin să diminueze rata de abandon la nivel național, cu impact la nivelul fiecărui județ. Se preconizează că în această săptămână vor fi alocate prin hotărâre de guvern 240 de milioane de euro pentru aceste programe remediale la nivel național. Săptămâna aceasta deja noi avem o situație a celor care a căror situație la învățătură este nefinalizată. Ei vor intra primii în aceste programe remediale și cu siguranță vom ține cont și de elevii care au rezultate bune, dar pe anumite discipline n-au reușit să se focuseze din diverse perspective. Fie profesorul a fost probleme de sănătate, avem situații în care profesorii s-au prăpădit și n-am avut cum să aducem un profesor acolo, da? Elevii buni au suferit din această perspectivă. Cu alte cuvinte, situația am dat-o și este cea pe care v-am expus-o vis-a-vis de remedierea situației la învățătură și programele care vor interveni. Profesorii vor fi remunerați în aceste programe
cuantumul va fi stabilit de către minister și... Deci va exista interes din partea profesorilor. Un interes și din partea profesorilor, cât și din partea întregii comunități educaționale, pentru că e important să recuperăm handicapul pe care, care a fost creat datorită acestei zone de pandemie și acestei zone extraordinare, în care am trăit-o cu toți și sperăm să se încheie cât mai repede. Exact. O ultimă întrebare, așa, în termeni simbolici, pentru că se tot vorbește și fiind și eu dascăl, mă asociez acum, dar dumneavoastră aveți mai multă experiență pe zona preuniversitară, clar, cunoașteți. Cât de mult am pierdut în acest an, practic? Multă lume spune că eu n-am pierdut pentru educație. Pentru educație la modul global, nu doar românesc. Adică e o situație care ne va afecta pe termen lung copiii noștri care sunt acum în școli, sau credeți că vom estompa cumva în anii ce vin tragediile și dramele care s-au produs cu acest virus? E greu să vă dau un răspuns dintr-o perspectivă a anticipării viitorului an, dar vreau să vă spun că Timișul și Inspectoratul Școlar Timiș nu și-a dorit o diluare a procesului de învățământ. Și mă refer aici la faptul că la nivel național, de exemplu, s-a hotărât ca tezele să mai fie date. Timișul a fost județul care a spus, tezele trebuie să fie date în condiții de examen. Am gestionat foarte bine situația examenelor naționale în vara anului trecut, de la evaluarea națională, bacalaureat, titularizare, definitivat. Eu, alte minte, aveam alte de experiență. Întăream cumva zona de evaluare. S-a pus problema deja la finalul semestrului al doilea, dacă mergem pe o notă sau pe două. Nu putem să diluăm foarte mult evaluarea, pentru că deja o diluare a evaluării în acest moment ne va duce o diluare a examenelor naționale. Asta înseamnă deja generație compromisă. Și așa avem o problemă din perspectiva activităților didactice online. Împărgușirea exigențelor. Și în această perspectivă, eu cred că aceste programe remediale acum, plus școlile de vară care vor urma, pentru că poate am anticipat și vă spun acest lucru, în perioada de vară vor fi școli de vară în care elevii și profesorii vor participa la activități, nu neapărat remediale, de consolidare a cunoștințelor pentru debutul anului școlar următor și a intra într-un grafic normal, ar putea spune că nu este compromis această nație, dar e foarte important ca debutul acestui semestru să se realizeze față în față. Știm, sunt riscuri, știm cu toții de acest lucru, avem temeri încă, undeva avem semnale pozitive odată cu imunizarea populației prin vaccinare și cred că trebuie să fim determinați când facem acest lucru, dar cu respectarea regulilor, cu gândul la sănătatea tuturor. Aș mai vrea să mai punctez un lucru, poate nu l-am punctat și e decisiv în sensul în care știm cu toții problemele de infrastructură în educație la nivel național și cu siguranță și în Timișoara și în zonele urbane. Și anume respectarea distanțării fizice. Pentru că îmi spuneam, domnul Popescu, dar nu aveți spațiu suficient. Din discuțiile care au fost la minister și probabil se vor stabili niște proceduri foarte clare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, masca va fi obligatorie în unitățile de învățământ, distanțarea fizică nu este decisivă. Da, pentru că avem experiența. Scuzați-mă că de aia vreau, știu de la fiica mea, erau împărțiți în semestrul trecut, veneau unii de la 8 la 11, unii de la... Se va păstra această segregare sau vin toți odată? Nu, se va păstra toți odată. Distanțarea fizică, cu alte cuvinte, nu va mai fi decisivă, dacă poți să o realizeze foarte bine, dar nu va fi decisivă. Masca este obligatorie. Și la profesori și profesorii și elevii, fără discuție. Cu alte cuvinte, trebuie să intrăm într-o zonă de semi-normalitate, apropo de această chestiune, pentru că purtăm masca, nu ne este tot una, să predai sau să vorbești cu masca, nu este tot una, știm și noi acest lucru. Am vrut să punctez acest lucru pentru că e important pentru ceea ce dumneavoastră ați remarcat, acest sistem ibrid, adică jumătatea clasă, jumătate în clasă și... Care i-a afectat și pe copii, pentru că ei nu se mai vedeau, unii spuneau de ce să stați după amiază, mai ales ăștia mici. Apoi mai era varianta cu plexiglas între ei, era complicat, o situație complicată. Există experiența altor țări care au avut o astfel de sistem, Franța, de exemplu, n-a închis unitățile de învățământ din septembrie. N-a închis absolut niciun de învățământ. N-a explodat. Sigur, dețin control, regulile sunt reguli, circuitele se respectă, stocurile există, toată lumea este... Am spus-o de foarte multe ori, faptul că
Și studiile au arătat, au fost câteva studii în America, au spus că școala este o entitate care este sigură din perspectiva respectării regulilor și a faptului că nu în comunitate nu s-a dezvoltat și mobilitatea virusului n-a fost atât de mare, astfel încât unitățile de învățământ sunt entități sigure, instituții sigure, pentru că se respectă în interiorul regulile de către fiecare în parte și există atitudine, când se respectă regula, intervine celălalt profesor sau elevul. Deja și nouă ne-ar plăcea ca această atitudine din școli să se extrapoleze în comunitate. Dar dincolo de gardul școlii, intervine familia. E altceva. Doar o chestiune că acum, legată cumva de asta, s-a tot vorbit de testare. La un moment dat s-a spus, bun, ca să fim și mai siguri, ar trebui ca bună măsură din școli să testeze periodic copiii, învățătorii, odată la câteva săptămâni, o lună. E și asta o variantă pe care o aveți? Ministerul a gândit-o sau... Este o variantă, dar numai pentru profesorii care au simptome la nivelul unității de învățământ. Profesorii sau elevii care au simptome la nivelul unității de învățământ, se face o testare rapidă de către medicul de școlar. Ce facem? Ce facem în situația aici, în care nu avem medic școlar în unității de învățământ din afara, să zicem, Timișoarei și Lugojului? Și ca atare aici nu s-au găsit încă soluții, dar probabil că se va găsi o soluție, pentru că e foarte importantă sănătatea întregii comunități. Titus, o întrebare. La final, o întrebare care de obicei o punem noi ca presă inspectorilor prin august sau septembrie. Hai să o mai reluăm și acum, da, în februarie. Cum stă județul Timiș la nivel de acele hârtii și acele autorizații, atât medicale, dar mai degrabă din punct de vedere al PSI-ului și așa mai departe, corroborând cu ce a fost la București și recisor să vină controle? La nivel controle vor veni în școli și se fac anual de către Inspectoratul Situații de Urgență. La nivelul Timișoarei avem 15 clădiri, nu unități de învățământ, e foarte important pentru că numărul clădirilor e mai mare decât numărul unităților de învățământ pe situație juridică. 14 unități de învățământ care nu au autorizație pentru securitate la incendiu, dar motivele sunt unele întemeiate pentru că patrimoniul nu aparține primăriei și aceste clădiri au patrimoniul în litigiu. Una dintre condiții pentru a obține această autorizație este ca patrimoniul să aparțină instituției publice, da? Să aparțină în speță primăriei. Ca atare ne aflăm în această situație, poate o astfel de remarcă ar trebui să ne împingă spre zona legislativă, astfel încât aceste tipuri de intervenții în zona juridică să fie rapid rezolvate. Da? E vorba de viața oamenilor, în definiție, la urmă, dacă nu avem autorizație de securitate la incendiu, ne gândim mai departe la oameni. Așa cum când discutăm despre conflicte de muncă, acestea se rezolvă rapid, da? E vorba de interesul persoanelor, probabil că și aici ar trebui să intervină legislativ pentru a modifica legislația, astfel încât când vorbim despre o autorizație la incendiu, pentru a obține autorizație și avem un litigiu de patrimoniu, acesta se rezolve rapid, pentru că sunt ani de când stau să rezolve astfel de litigii și ca atare nu pot să obțină, legislativ nu pot să obțină autorizații la incendiu. Aceasta este o speță. Cealaltă speță este legată de faptul că la nivelul unităților de învățământ, pentru a atinge un grad înalt de securitate la incendiu, unitățile de învățământ trebuie dotate pe interior cu foarte multe chestiuni, care înseamnă bugete. Bugete alocate de către autoritatea publică locală pentru asigurarea unității în totalitate. Și nu vorbim neapărat de instinctoare sau, eu știu, de scara de incendiu. Așa? Vorbim de lucruri rafinate, vorbim de intervenții la infrastructură, uși, vorbim de senzori de fum, vorbim de lucruri foarte, foarte, foarte ample pentru o rețea școlară. De un an, cred, un an sau doi, directorii unităților de învățământ nu mai sunt responsabili vis-a-vis de obținerea autorizației, pentru că, în definitiv, patrimoniul aparține autorității publice locale și atunci când îți dau un patrimoniu în folosință, îți dau cu tot ceea ce este nevoie. Evident, da. Pentru că tot timpul directorii erau cei care răspundeau că nu. Acest lucru l-au dat la o parte, dar asta nu înseamnă că directorii n-au avut intervenții punctuale vis-a-vis de autoritățile publice locale pentru a solicita bugete, astfel încât să se obțină
securitatea la incendiu. Foarte important, cu asta cred că și închidem, pentru că uitați ce înseamnă o tragedie, da, s-a întâmplat într-un spital, Doamne ferește, într-o școală, câte emoție s-ar produce când e vorba de copii. Deci, e adevărat acum, dacă păstrăm proporțiile, de aia zic. Aici, la nivelul școlii, avem ce? Avem instalații electrice, aveți, totuși, avem centrale, să zicem, și nu folosim. Dar există riscul. Există risc și acasă. Există oriunde, dar măcar de ele știți că ele sunt totuși autorizate de ISU, adică specialiști, vin, fac un control acolo. Ideea este că și la nivel de Timișoara, vorbim de infrastructură, adică nu avem mușcare la incendiu peste tot, nu avem mușcare care să deschidă în stânga sau în dreapta, să intri pe interior și mai departe. Sunt chestiuni care ar trebui să le gestionăm. Vedeți, totdeauna există și situația asta care ați remarcat dumneavoastră, nu de acum. În fiecare an a spus-o, sau de cât timp, da? 20 de ani, cel puțin, după Revoluție. Asta este gravitatea lucrurilor, că nu realizăm care sunt prioritățile. Da? Oamenii cei mai importanți. Bun, pentru oamenii cei mai importanți, ce facem pentru asta? Păi asigurăm la incendiu primată sau asigurăm integritatea fizică. Sigur, după aia trecem la alte etape. După aia calitatea și educația și toate. Oamenii trebuie să trăiască decisivă sănătatea lor. De aici pornim la tot. Și nimeni nu-i condamnă dacă ar investi în zona asta. Nu, uite, din contră, dacă ai face o statistică sau primarul Timișoare, ce vreți să facem primată? Securitatea la incendiu, punctul pe securitate ar fi primul, asta ce vă spun. Normal, pentru că fiecare ce este fundamental, domnule, cât ne costă? Atâtea milioane, nu contează, asta este important pentru ei. Și asta.